La Serviciul Județean de Ambulanță Gorj au intervenit noi schimbări în personalul medical. Nemulțumirile celor doi șefi au condus la demisionarea din funcțiile de conducere. Medicul care a demisionat a primit postul pe o perioadă nedeterminată încă din luna august anului trecut, însă nu a mai dorit să-și continue activitatea. În cazul asistentului șef, motivul principal pentru care a dorit să plece a fost salariul insuficient. Asistentul șef a avut alt considerent, de altfel de mult dorea să-și dea demisia, datorită faptului că dumneavoastră este asistent șef cu studii superioare și are o pierdere la salariu pe postul de asistent șef destul de mare și nu i-a convenit să stea, datorită salarizării. Așa, cu titlul informativ pentru dumneavoastră, pierdea 7-800 de lei la salariu în fiecare lună. Dacă cele două posturi au rămas libere, managerul SGA a desemnat alte două cadre medicale corespunzătoare criteriilor de serviciu. Astăzi cei doi șefi noi și-au început activitatea. Am zis că sunt corespunzătoare pe acest post. Doctorița Ionescu Raluca ocupă pentru prima oară acest post, face parte din generația tânără, iar la asistentul șef, doamna Manuela Teodorescu, a mai fost asistent șef, are experiența necesară, a fost 4 ani consecutiv asistent șef și am luat-o ca urmare a competenței profesionale. Deci acestea au fost criteriile. Conducerea Serviciului Județean de Ambulanță a precizat că se confruntă în continuare cu lipsa de personal medical. Către Ministerul Sănătății au fost solicitate Ministerului Sănătății 5 posturi de medici și asistenți pentru care va fi organizat un concurs. În prezent sunt 196 de angajați.